și ne-a rugit din sperat să scrie culturii tradiționale sau da. Mai spus cu cultură poate afară. Într-adevăr, din muzeograf, în muzeul local educativ și din acolo, noi știm cu tot ne apropiem mai bine da. Pe acest domeniu și știm că în tradiția noastră au existat, femeile și-au instituit obiceiuri proprii da. Pentru a-și promova lucrările, țesăturile, pânzetul, costumul, și asta este cunoscut de unii antropologi, au proliferat obiceiuri pentru a se manifesta, de exemplu, în cadrul obiceiului de nuntă, botez, înmormântare, și a-și etala lucrările, operele nevăzute. Pentru că, spre deosebire de bărbați, femeile în spațiul rural nu aveau acces la multe profesii. Dacă bărbatului erau destinate profesii deja consacrate, începând cu binecunoscutul a fi cioban, ciubotar, butnar, pădurar și altele, femeile în mediul rural au instituit anumite profesii, să spunem așa, erau moașe, da? Uh-huh. Și atunci moașa este și o instituție culturală, moșitul, pentru că ea era femeie autoritară în sat, în localitate și în oraș, care răspundea de acele obiceiuri și o pregătea pe fata tânără, însărcinată, de rând cu alte femei, și după ce năștea, o pregătea să intre în rândul comunității primind un nou statut social. Asta vorbind, de exemplu, de o femeie da. Venerată în localitate, care avea o moralitate, avea o autoritate și la care tot timpul femeile veneau. Ce s-a întâmplat cu această instituție, nu mai pomenesc. Și foarte pe scurt, încă de o instituție culturală importantă, care s-a păstrat până în ziua de astăzi și care ne poate ajuta să recuperăm o tradiție, o practici sănătoase și importante pentru societatea noastră. Aceeași instituție a nănășiei, da? Da. O instituție pe care noi o cunoaștem astăzi foarte mult, dar nu știu de ce, practic esența se pierde. Sau am ajuns la valorile economice, am pus accent foarte mult pe partea aceasta de sărbătoresc, de bani, de importanța nănășiei pentru susținerea familiei materială și nu spirituală. Atât am putut să menționez. Dacă da, este... mulțumesc tare mult. Era în nordul Moldovei încă se mai păstrează această, și tu, Corina, probabil ai spus ultime lucruri asta, se mai păstrează această sărbătoare femeiască, sărbătoarea babelor. Da? Da, care ea moașelor, de fapt. Da. Babeli și bulgari o au și bulgăroace și alte... Nu doar moldovenice. Oare sudestul Europei, suntem într-un spațiu cultural foarte larg. Da, deci sunt sărbători pur femeiești sau erau ritualurile care acum nu mai sunt, dar erau ritualurile de sânzeiene, da, ritualurile de echinocțiu. Când se întâlneau femeile și sărbătoreau între ele. Da, se întâlneau și sărbătoreau între ele și asta era un mod de a nu fi izolate. Da. Eu am, dacă tot vorbim despre moașe, acum, străbunica mea a fost moașă în țară. Și mama mi-a zis că era o zi în anului în care moașele erau onorate. Și tot satul, practic tot satul, era coadla, era moașa satului. Era coadla moașa lor, pentru că îi aduceau tot felul de daruri. Și eu până simt, atunci nu era internet și nu se putea pune pe Facebook toată treaba asta. Și eu, practic, am rămas foarte frapată de acest moment povestit de mama mea, adică, wow, adică moașa satului, adică, băi, ea cu șerc sau... Da, 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 dar fiind bărgată pentru că a devenit profesie și nu vocație, ceea ce s-a întâmplat a fost că ea a fost desacralizată. Instituțiile culturale, cum zice că eu nu folosesc termenii ăștia special, pentru că să ajungă direct în, da, în inima omului când vorbesc. Ce s-a întâmplat a fost că toate ritualurile noastre au fost desacralizate. Ele sunt pur și simplu niște mișcări și gata. Comportamente. Nu mai au încărcătură sacră. Și din cauza asta s-a pierdut. Dar acum, dacă noi ne gândim la
de exemplu, la cele, nu știu, cred că vreo 600 și ceva de mii de femei plecate în migrație, nu sunt ele eroine invizibile? Sau femeile care au rămas aici, că nici noi nu suntem mai ținute, da? Acum, tendința mea tot timpul este să zic, dar ce se întâmplă și cu bărbații noștri, da? E o discuție despre femei, dar hai să ne gândim și la ei, că ei, da, segregarea asta, asta e o problemă pe care eu o văd foarte serioasă. Dar tot timpul să zicem, noi femeile, dar ei bărbații. Sau invers, noi bărbații, dar ei femeile. Dar cum să facem ca să ne unim toți împreună? Problema noastră e una foarte serioasă, în comunități nu mai are. Asta e foarte problema noastră. Și asta e tare fain cu tați pe câte multe mai mult. Dar până la urmă, femeile invizibile au luat peste alte femei. Da. Și asta mi se pare foarte frumos și de apreciat. Da. Poate mai are cineva vreo întrebare? Am vorbit cu una frumos despre tradiții și bătrânii mai încălzit un pic. Dar poate cineva nu e de acord. Sau cineva nu este de acord, da. Nu, eu doar voiam ca să zic o completare. Ceea ce am vorbit noi acum despre cultura noastră este o foarte componentă importantă. Aici, în schimb, ce ați arătat dumneavoastră, arată o majoritate vorbind de nobilime. Da. Și chiar dacă a fost decapitată, ne gândim că femeile astea au fost exponente ale culturii noastre, care au beneficiat spre deosebire de moașele satului și de mediul rural, de beneficii educației. Și asta cred că este un mare wow. Dar și asta spuneam despre Maria Cipotar și alte femei despre care se uită și inclusiv de bărbați. De nobilimea care a marcat cultura, a marcat istoria noastră națională. Deci trebuie să amintim și despre asta și ne bucurăm că ne-ați oferit șansa asta. Și sperăm să avem la fel carduri cu femeile din Basarabia. Femeile din Basarabia, da, eu mă uitam la... Parcă doresc să-și mâine ce fain ar fi dacă ar fi și pentru femeile basarabenice, dar găsite așa mai mult. Pe de altă parte, dacă noi ne uităm la studii, acum în Moldova mai multe femei decât bărbați au studii superioare. E un lucru care trebuie spus. În Polonia la fel. Da. Deci femeile învață mai mult decât bărbații, câștigă mai puțin. Da, problema cu câștigul mai puțin este una care tot trebuie desecretizată un pic. E vorba de faptul că femeile nu ajung în poziții cheie. Da, ele de obicei sunt executive secretaries. Femeile care fac totul, nu ajung să fie super vizibile doar din cauza poziției. Și din cauza asta câștigă mai puțin. Da? Pentru că noi am păstrat, am moștenit acest sistem de salarizare încă sovietic, da? În instituțiile statului cel puțin, în care salariul este fix, nu contează că ești bărbat sau ești femeie. Și totodată, în studiile despre violență, deci profilul femeii care este supusă violenței, demonstrează că nu contează dacă ea a făcut studii sau nu. Ce contează este dacă el a făcut studii. Deci cu cât mai înalte sunt studiile lui, cu atât mai puțină este probabilitatea că femeia va fi supusă violenței. Iată care e problema. Deci noi chiar dacă suntem cu doctorate în acest personaj, avem frica transmisă din generație în generație. Asta e problema. Asta poți să întrebi, spuneți. Probabil nu toți cunoaște expresia că în spatele unui bărbat puternic este o chestie de femeie și mai puternic. Este viceversa, adică aceste istorie de femei care au făcut istorie, au avut în spate bărbați care l-au susținut? Sau nu? Bărbatul din spate nu merge, am zis. Da. Bărbatul din spate nu merge. Eu cred că asta este un mit. Că în spatele unui om puternic este altul om puternic. Poate eu n-am dreptate. Poate că eu sunt filozof și mă joc foarte des în conceptele și supăr lumea cu mine cu ocazia asta. Dar eu nu cred. Succesul unui om depinde de altcineva. Eu cred că depinde de puterea noastră personală, de modul în care noi reușim să ne percepem pe noi, să avem niște valori, să acționăm. Înțelegi? Și bineînțeles comunitatea contează, bineînțeles că dacă tu acasă ești susținut, altfel acționezi. Iar dacă tu ești izolată social, nici măcar nu poți să-ți aduci darul în lume. Tu poți stai să, vis-a-vis de ce zicea Corina, poți
ți-ies niște covoare absolut splendide, dar ele să stea în casă, pentru că tu nu ai voie să ieși din casă. Dacă aici e problema. Sau au tot felul de broderii absolut excepționale. Care stau acolo. Da. Chiar aș vrea să vorbim puțin despre acest stat al noastră, nu neapărat feminin, a oamenilor de validare socială. Succesul, din interesul privit, în primul rând, te acceptă cineva și spune, uite, ea este femeie de succes, eu este un om de succes, fiind o validare socială. Este chiar atât de important ce spune lumea, cât de bun ești, cât de pentru de succes. General, nu pentru dar persoanele. Asta înseamnă că eu poate că există un, nu știu, un anumit stadiu al dezvoltării noastre în care noi înțelegem că contează ceea ce ești tu înăuntru și să te găsești cu tine. Și de asta e și parcursul. Eroinele astea invizibile, ele au fost eroine pentru sine, în primul rând, pentru că ele și-au urmat visul, pentru că ele au avut puterea să spună ce cred. Să acționeze. Deci asta e eroina. Nu este cea care e în reviste și pe Instagram. Deci ea poate fi și pe Instagram astăzi. Și, mă rog, e bine că le mai cunoaște. Dar și că ea poate să-și împărtășească darul. Dar, de fapt, cu cât mai mare este presiunea socială, cu așteptările sociale, cu atât mai puțin reușim noi să fim eroi viselor noastre. Cam asta e secretul. Și din cauza asta se lucrează foarte mult pe ce să fac ca să nu mai pese atât de mult pe ce zic alții. Femeile astea eu nu cred că le-a interesat foarte mult ce au zis alții, că altfel nu ajungeau nici medici, da? Nici nu reușeau să facă schimbări mari sau să conducă un conservator în timpurile cele. Așa e? Deci merită să ne întrebăm de sute de ori care este câștigul. Iar succesul este un marketing, este strategie de marketing, consumerism. Toți vrem să fim de succes, crezând că astfel vom fi iubiți și nimic mai fals în asta. Că de fapt nu suntem. Sau să fim cel mai... Da. Vorbeați despre femeile pe care în Italia și care sunt și niște eroine invizibile pentru noi astăzi. Categorii de femei vulnerabile sunt foarte multe. Cum le ajutăm până la urmă? Ca să devină eroine pentru dânsele și pentru noi și să le onorăm sau... ce facem cu ele până la urmă ca să le susținem? Acum, femeile care sunt plecate din... în anii 2000, ăsta e valul cel mai valul de migrație, care se numit migrație din disperare, într-un mod convențional. Aceste femei revin acum acasă, majoritatea cu sindrom de stres post-traumatic, pentru că ele au fost închise acolo, ani de zile. Și probabil că asta a fost și istoria româncilor care au plecat și femeilor din Est care au plecat. Da? Și revin cu ceea ce doi cercetători ucraineni numesc sindromul Italia. Încă nu a fost demonstrat, dar de fapt e vorba de depresie. Deci aceste femei revin bolnave, pentru că există cercetări care demonstrează asta, și revin în depresie. Și fațada asta demonstrată a lor, când ele revin acasă și merg în magazine și vorbesc în italiană și cheltui bani, e doar masca socială a succesului. Ea nu poate reveni acasă să zic că ea, de fapt, din 24 de ore, avea doar o oră liberă. Și nici aceea nu ieșea din casă. Ea despre asta nu povestește. Ea nu povestește despre modul în care, în anii 2000, traversa râuri în Polonia, spre, da, neștiință în noapte. Ea nu vorbește despre el. Iată eroina. Care a crezut ea că dacă pleacă și știi și copiii ei o să aibă. Și eu cred că aici, dacă mă uit așa la vârstă, multe dintre noi au rămas fără mame la o anumită vârstă. Da? În sens că mamele au plecat. Și atunci e această auto-jertfire a lor. Și să-ți lași copilul, trauma asta abandonului, ea este întotdeauna dublă.
Pentru că, pe de o parte, suferă copiii care au rămas acasă, pe de altă parte, suferă foarte puternic părinții care au plecat. Țin minte, când eram în universitate, am făcut o cercetare pe inteligența emoțională a copiilor lăsați acasă în urma migrației. Și unul dintre cazurile cele mai, nu știu cum se zice, șocante pentru mine a fost un băiețel de 14 ani care, știți cum, la noi nu există distanța asta a securității psihice, cumva. La noi oamenii pun întrebări foarte speciale. Când ai de gând să mai faci următorul copil? Mama e plecată și pe el îl întreabă tot ce a dat ținut. Ți-e doar de mama. Și când i-a fost pusă întrebarea asta, 14 ani e o vârstă în care tu deja ești conștient de propriile emoții. Cel a început să facă niște trucuri din astea de circ, efectiv, și a început să râdă. Ceea ce demonstra foarte clar trauma puternică pe care a trăit-o copilul ăsta. E, generația asta acum are 28-30 de ani. Eu mă întreb ce se întâmplă. Pe de o parte, mamele care revin acasă și sunt într-un șoc total pentru copiii, nu le mai recunosc și nu vor să comunice cu ele. Pentru că cine ești tu? Eu vorbeam cu tine la telefon odată în nu știu cât am fost mic. Da? Și tu, da, tu ai trimis banii. Și pe de altă parte, e durerea acestor mame cu care eu comunic destul de des. Pe de altă parte, este durerea acestor fete care au crescut fără mame. Și care vin și zic, ei nu-mi trebuiau banii, ei nu-mi trebuia suportul emoțional. Iată, dacă noi o să reușim să construim, să reconstruim acest lanț emoțional de dragoste, o să avem tare mult. Rămâne le avem și el o să fie și viitor. Probabil o ultimă întrebare ar fi din partea mea și din partea celor prezenți. Era Corina acolo. Corina, mai ai întrebare? Sau deja? Vreau să vă mulțumesc și da. Poate un pic deja în afara temii toate anterior despre succes. Fetele au avut acces la studii, într-adevăr, cele care au obținut elite. La începutul secolului, să spunem așa, până în anii, sau cu anii 1830-1840, ele aveau dreptul, aveau acces doar la școlile pentru fete speciale, unde, închipuiți-vă, nu învățau, ele erau pregătite ca să fie casnice. Nici măcar, deci ele nu aveau dreptul pe urmă să asimileze o profesie, cât de elementar. În a doua jumătate a secolului XIX, în Basarabia, și nu este vorba de ce se întâmplă, este că ele aveau acces la gimnaziu, dar puteau asimila prima profesie, cea mai cunoscută, fiind cea de educatoare sau profesoare, da? Însă, chiar și acolo erau marginalizate, pentru că puteau avansa în această carieră de profesoare, de învățătoare, până la un anumit punct. Inclusiv, puteau deschide școlile proprii, să devină manager, dar nici de cum să devină directoare de școli de băieți. Mm-hmm. De aici intervine întrebarea dumneavoastră despre succes. Adică, cum o luptă pentru acces la nu doar la o profesie, dar de a cuceri cealaltă treaptă, da. Într-adevăr, e foarte important pentru femei, pentru că când în afară de... Și sunt cunoscute multe cazuri în istoria învățământului din Basarabia. Natala Daviane, directoare de școală de fete, Iulia Fonghei, din Baronesa, care a fondat și a fost și o doamnă de caritate. Când ele au putut avea acces la directoratul unor gimnazii de băieți, este un semnal de succes cu adevărat. Adică, cum măsurăm noi succesul femeile, mi se pare că este relevant pentru toate treptele celelalte care mai urmează. Inclusiv politica. Eu înțeleg ce zic și eu în fiecare secundă zic, hai să onorăm aceste femei care au reușit. Acolo unde au reușit ele, da? Dar dacă noi stăm, e bine să cunoaștem istoria, pentru că avem lecții de învățat de acolo. Dar dacă noi stăm agățate de rănile trecutului și nu vedem
și le onorăm pentru că ele au reușit să, da, să ne aducă dreptul de vot, dreptul la educație, dreptul la carieră, dreptul la, inclusiv la faptul că pot să stau acum aici și să vorbesc despre asta. Da? Deci este important să le onorăm. Pentru mine este mai important ce facem acum, aici, din acest moment. Poate că eu n-am dreptate. Că am avut discuții foarte aprinse pe Facebook câțiva ani în urmă despre treaba asta. Dar inclusiv dacă ea își dorește să fie casnică, să fie domnule casnică. Dar dacă ea își dorește o carieră, poate să o, să o aibă. Da? Să poate să urce, cum zici tu, să crească. Noi putem măsura succesul social. Sunt scale care măsoară succesul social. Pe mine mă interesează mai mult dacă ea și-a realizat propria ei dorință, propriul ei vis. Asta înseamnă succes pentru mine. Și dacă visul ei a fost să fie directoare de școală de băieți și n-a putut să fie, atunci da. Mă gândeam, cum oare vor arăta eroinele în viitor? Le știm pe la trecut. No, ce caracteristici vor avea eroinele din viitor, până la urmă? Pentru că ele vor fi, ele în continuare vor schimba. Exact. Cred că întrebarea mea se leagă foarte mult cu asta. Deci eroinele din expoziția noastră, eroinele basarabence, ele toate au luptat pentru ceva ce pentru noi este normal. Da. Avem deja. Asta pentru ce ele au luptat. Noi avem pentru ce să luptăm. Adică mai este ceva ca avem să luptăm pentru ca să începem război, de exemplu. Pentru că tocmai din cauza că ele au luptat, noi putem să ne punem altfel problema astăzi. Și problema pe care o putem pune este cum să reconstituim comunitățile, pentru că femeile creează spațiul iubirii. Și de asta, când zicea inclusiv acel minunat Dalai Lama că the future is female. Da? The leaders of the future are female. Că femeile vor fi lideri. Dar femeia ca lider, ea adună oameni în jurul ei. Ea reconstruiește comunitatea. Poate că lupta noastră este să încetăm lupta și să începem să facem ceva împreună. Tot timpul să fie ceva de făcut. Tot timpul să fie ceva de, undeva de luptat. Dar poate că cele mai mari reforme noi știm să le facem cu blândețe și cu fermitate. Și asta ne-au demonstrat-o. Ele au luptat altfel, pentru că nu au avut de ales. Noi avem de ales astăzi, datorită lor. Și datorită altor bărbați care au fost implicați în lupta asta, nu doar ei. Da? Ce ne oprește? De ce încă trebuie să luptăm? Nu știu. Nu știu. Eu zic că dacă fiecare dintre noi își face munca bine acolo unde este, și dacă din discuțiile astea se mai nasc niște, cum ziceam cu Mariana, niște ateliere aici, la muzeu, de exemplu, da? Sau fiecare să-și aducă contribuție, să aducem femeile împreună. Pentru că dacă eu o să fac un training de 2 zile în afara Chișinăului, bărbatul nu-i prea permite să vină. Înțelegeți? Dar dacă sunt 2 ore la Muzeul Național de Istorie, altfel sună. Ea iese de aici cu mintea un pic altfel, la pe altă istorie. În sensul ăsta, eu nu vreau să vorbesc un termen de politică. Mi-am promis mie câțiva ani în urmă când am văzut circul la Chișinău, de Moldova, gata. Dar fiecare eroină invizibilă care este astăzi, dacă face acasă, creează comunitatea ei. Să vedeți ce o să iasă. Noi observăm, e o tendință de feminizare. Da? Există în întreaga lume. Deci, hai să nu uităm că patriarhatul a venit după matriarhat. Sau eu n-am dreptate. Să nu uităm despre asta. Ce s-a întâmplat, dacă e să vorbim ideologic deja, ce s-a întâmplat cu matriarhatul s-a terminat? Cum și-au folosit femeile puterea? Cum își folosesc multe femei puterea astăzi? Că nu toate, hai să nu le idealizăm. Da? Este acea noțiune pe care a menționat-o despre înțelepciune. Da. Și atunci, așa cum... Exact. Păi, dacă... Și înțelepciunea se crește în context. Și se crește în baza
istoriei pe care o cunoaștem, în baza educației pe care o avem astăzi, în baza intereselor personale, a experienței de viață, iată-o, acolo. Și dacă noi o adunăm, ce poate ieși din asta? E ca discuții de este. Da. Poate mai are cineva vreo întrebare? Îndrăzniți? Mi-e plăcea ce spuneai tu, să aud niște lanțuri emoționale. Da. Pentru că au fost generații de mari plecate. Dar lanțurile astea nu s-au început, acum nu trebuie să uităm tot istorie vorbim, că au fost niște conflagrații mondiale care au rupt, da. Care au fost foarte mari. Și ce avem pentru ce să luptăm? Ca să restabilim ce spuneam într-un anterior. Da. Și să încercăm să păstrăm. Legătura asta emoțională cu femeile noastre. Mie chiar mi-e curios. Pentru că sunt 20 de femei basarabenice care sunt eroine invizibile. 20. Le știi? Eu nu le cunosc. Din păcate. Corina le cunoaște. Dar specialitatea ei. Mariana le cunoaște. Da? E specialitatea lor. Dar noi le cunoaștem. Inclusiv pe moașele din sat despre care toți vorbeam, da? Că ea că există. Sau mai avem o categorie de femei care au rămas foarte puține în sate și astea sunt femeile vindecătoare. Preotesele, da? Care făceau acte de caritate, care educau copiii, care... Ele își vedeau de... Da, e adevărat că ele nu puteau să fie directoare de școală și nu puteau să fie preoți. Dar ele făceau o grămadă de alte lucruri. Este ideea bună pentru o expoziție în Muzeul Național de Istorie, da? Da. De ce nu? Le punem pe foaie și visele așa se realizează. Pun pe foaie și pe aceea încep să... Asta e, fiecare dintre noi devine eroină, erou și e important să avem vise mari noi. Cu asta începe lumea să se schimbe. Mulțumesc, Angela, pentru discuția asta, sinceră și foarte cald între noi. Urmează un proiect de film, care vă invităm să-l vizionați, care e un film foarte îndrăzneț și foarte interesant. Este Arca de a face dragoste, povestea Mihalinei Nisuțca, doctorița poloneză care, prin cartea sa Bestseller, publicată în 1978 și vândută în aproape 7 milioane de exemplare, a schimbat viața intimă a polonezilor. Viața sa personală a fost însă una extrem de complicată. Povestea vieții acesteia se petrece în Polonia după al doilea război mondial, cea mai zbuciumată perioadă pentru Polonia, și este spusă de tânăra regizoare Maria Sadowska. Vă dorim o vizionare plăcută și vă mulțumim pentru această seară. Colegele noastre de la Institut Polonez mai au un cuvânt de spus. Da? Nu? Okay. Este un film foarte bun. Recomandăm! Este un film foarte bun și mulțumim că ați venit.